Bun găsit la Realitatea Net Magazin, o emisiune marca Realitatea.net. Se poate și în România. Este vorba despre cea mai frumoasă școală din capitală, reabilitată extraordinar într-un timp record. Școala de muzică și arte plastice numărul 1 Iosif Sava demonstrează că în domeniul educației se mai întâmplă și lucruri bune. Loc în care se șlefuiesc talente. Școala de muzică și arte plastice numărul 1 Iosif Sava este printre cele mai norocoase instituții de învățământ din București. După ce era pe cale să își piardă sediul în urma retrocedării imobilului, școala nu numai că a primit în dar de la primărie clădirea, dar a fost și reabilitată în mod exemplar. Norocul nu se oprește aici. Instituția are peste 400 de elevi dornici de a învăța artă, iar cererile de admitere vin în continuare. Spre fericirea și bucuria mea, avem o cerere foarte mare de elevi. Cu toate că societatea în ziua de astăzi oferă multe alte opțiuni elevilor și părinților. Generații întregi de elevi și-au fredonat și desenat copilăria între pereții școlii de muzică și arte plastice numărul 1. Micuții artiști le oferă dascălilor speranțe, bucurii, dar și deziluzii câteodată. Aș dori ca mult mai mult să meargă să facă o profesie din muzică. Cum altă dată, deci era o aplecare mult mai mare pentru această profesie. În ultima vreme, deci vin să studieze muzica, dar la un moment dat se opresc. Școala de muzică încearcă să le ofere copiilor mai mult decât un solo exersat în fața profesorului. Copiii, odată intrați aici în școală, nu învață doar să cânte la instrument într-o această clasă sau într-o altă clasă, ci ei au posibilitatea permanent să susțină recitaluri, concerte, deci noi organizăm festivaluri de muzică. Talentele continuă să ia naștere în clădirea albă cu ghivece de flori la balustradă, o școală românească. Mai depinde doar de noi să le oferim o scenă și aplauze. Un studiu al Forumului Economic Mondial arată că România se află pe locul 5 de la coadă la capitolul calitatea drumului. Țara noastră s-a clasat pe locul 129 din 133. Doar 4 țări din lume au drumuri mai proaste ca noi: Paraguay, Timorul de Est, Bosnia și Mongolia. Nici la alte capitole România nu o duce prea strălucit. Când vine vorba despre transparența deciziilor guvernamentale, suntem pe locul 128. La fel de prost o ducem și la capitolul eficiența cheltuirii banului public, unde suntem pe locul 112. Mai multe informații găsiți pe portalul realitatea.net. Starea proastă a drumurilor din România a stârnit o mulțime de comentarii pe realitatea.net. Majoritatea cititorilor recunosc că trăim într-o țară cu o infrastructură dezastruoasă și dau vina pe autorități. Câțiva cititori spun însă că, în mod sigur, alte țări au drumuri mult mai proaste decât ale noastre. Dacă alegeam niște gospodari înțelepți, țara ar fi progresat, dar pentru că am ales niște caracude neînțelepte, țara regresează mereu, mai puțin pe planul nesimțirii, al hoției și al prostiei. Recunosc cu mâna pe inimă că suntem ultimii din Uniunea Europeană la calitatea drumurilor, dar nu-mi spuneți că Moldova, Ucraina, Papua Noua Guinee, Bangladesh și Zimbabwe au drumuri mai bune ca noi. Zeci de documente care au făcut istorie primesc zi de zi un tratament special. Fiecare dintre ele este îngrijit cu atenție și multă delicatețe în laboratorul de la Arhivele Naționale, acolo unde prind din nou viață. Totul se face cu suflet, mai ales că nu este deloc ușor să restaurezi fragmente din vremuri de mult apuse. Răbdarea și înțelegerea și îndemânarea sunt calitățile care ne trebuiesc în meseria asta. Doamna Vali este cea mai veche angajată a laboratorului de la Arhivele Naționale. Istoria a început să îi se scurgă printre degete în 1978. La început a fost o nevoie,
trebuia să lucrez, după care încetul cu încetul a devenit pasiune, nu mă văd făcând altceva. Când ajung în laborator, cele mai multe hârtii sunt imposibil de deslușit, dar după ce praful timpului este curățat cu grijă, ochii descoperă lucruri minunate. Certificatul de naștere al lui Eminescu, actele de studii ale lui, caietele Reginei Maria, jurnalele Reginei Maria, tot felul de diplome sau acte de împroprietărire de la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Toate prind din nou viață în micul laborator. Pentru a îndepărta pătina timpului, se folosesc ustensile care se pot confunda cu cele ale medicilor. Se folosesc bisturie, pensete, farfeci chirurgicale și câteva ustensile specifice. Se pare că strămoșii noștri știau foarte bine să nu facă rabat de la calitate, datorită hârtiei groase pe care au folosit-o, noi ne cunoaștem azi trecutul. Partea bună acestor documente este aceea că hârtia din documentele medievale este de foarte bună calitate. Este o hârtie din fibre naturale, iar substanța de încleiere la rândul ei este naturală. Dacă aceste documente ar fi fost păstrate în condiții bune, în condiții normale, n-ar fi trebuit să se degradeze. Anca are grijă ca fiecare carte care ajunge în laborator degradată să iasă de acolo fără ca niciun rând să nu dispară. Se restaurează filă cu filă. Cred că și de la 1600 am avut cărți. Chiar dacă își petrec mare parte din timp aplecate peste hârtiile vechi, viața femeilor de la Arhivele Naționale se îmbogățește cu fiecare comoară pe care mâinile lor o redescoperă. Nu oricine a putut citi certificatul lui Eminescu. Cititorii realitatea.net fac realitate alături de noi. George ne-a trimis un filmuleț în care ne arată cum nu sunt respectate regulile de circulație în București. Cine are mașină tare își permite să se suie și pe podul pietonal din Grozăvești. Nici măcar scările nu îi încurcă pe șoferii indiferenți la legislația auto, dar și la bunul simț. Dacă ați surprins și voi imagini inedite, le așteptăm la adresa martoroculara@realitatea.net. Aici se încheie Realitatea.net magazin. Ne găsiți cu mai multe știri pe adresele realitatea.net și realitatea.mobi. De asemenea, ne puteți scrie mesaje la pe net @realitatea.net. Până la următoarea ediție, vă invit să priviți realitatea în ochi.